Eu un client, eu un bucătar, eu un ospătar. Fiate, eu un ospătar, un bucătar. Ascultă-mă, e cineva? V-aș ruga frumos să nu țipați la mine. Afară, te rog, hai. Nu puneți mâna pe mine, nu! Nu puneți mâna pe mine! Afară, mă. Nu puneți mâna, sunați la poliție, vă rog. Afară. Nu puneți mâna, afară. Cum să mă împingeți? Cum să mă împingeți? Ești afară, mă. M-a prezentat domnului. Închis sau nu? Ai văzut ce s-au muncit aici? Ai văzut ce mă aici? Să-i fie rușine, misie, ca și femeie. Tu, pana, rău, ce ești? Incidentul a avut loc în 2020, în timpul stării de urgență. Afară. Cu... Afară. Nu, cu patronul de la restaurant. Spuneți mie, închizi un restaurant, cum intrați? Chiar dacă sunteți în OPC. Să-i fie rușine, tu, pana, rău, cum intrați în lucru? Mă, și scuipă. Hai, ieșiți afară. Președintele Agenției pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, susține că în acele momente a încercat să ajungă la control să lămurească lucrurile, dar a fost oprit de poliție, iar apoi a fost filmat cât se certa cu agenții. Agent șef Osman, sunt de la Poliția Horia, vă rog să-mi prezentați documentele. Da, vă mai prezint o dată. Nu, mi-ați prezentat o legitimație, documentele personale și au acest incident. Am înțeles. Da, vă rog gestionat la unul de sau ținut pe domnul Clugă, ca să vă tempereze puțin avântul. Da, sunați-l pe domnul Clugă. Șeful ANPC a explicat la telefon că se grăbea la o intervenție, adică acolo unde colega inspector era agresată de patron. Nu am voie să vă legitimez. Da, n-am spus nimic, eu vă spun că sunt la niște mi-a bătut o colegă în hotelul. Am înțeles, bănuiesc că sunt organe de poliție în zonă, și se deplasează, noastră sunteți intervenție sau ce? În cele din urmă, Horia Constantinescu s-a ales cu amendă și cu permisul suspendat.